dacă te gândești să îți schimbi jobul și să ai parte de oportunități unice, aceasta este varianta ideală pentru tine. Iată cum poți să câștigi 60.000 de euro pe an fără să depui prea mult efort. Există și jobul de vis care îți poate oferi nu doar un salariu impresionant de aproape 60.000 de euro pe an fără a simți presiunea excesivă a muncii, ci și satisfacția reală a îndeplinirii unei pasiuni. Una dintre cele mai prestigioase companii din Londra este încăutarea unui examinator de lux pentru servicii de room service. Pentru a testa și evalua experiența oferită de hotelurile de elită de pe tot globul. Acest rol îți oferă posibilitatea unică de a călători și de a te caza în cele mai exclusiviste hoteluri, iar sarcina ta principală va fi să analizezi și să evaluezi serviciile room service furnizate de aceștia. Pe lângă savurarea unor delicii culinare, vei fi responsabil de evaluarea eficienței serviciilor de room service și examinarea atenta a calității și diversității preparatelor culinare oferite în diferite meniuri. Candidații selectați vor avea ocazia de a experimenta cele mai deosebite servicii pe care hotelurile de lux le oferă, toate acestea fiind acoperite de companie și vor primi un salariu atractiv pentru această experiență de neuitat, în valoare de 60.000 de lire sterline pe an. Jobul presupune vizitarea cel puțin 4 hoteluri pe lună cu un program flexibil de lucru, iar angajatul trebuie să furnizeze comentarii detaliate și fotografii pentru fiecare masă analizată, de la facilitățile de room service până la calitatea ingredientelor folosite, totul va fi examinat meticulos pentru a asigura cea mai excepțională experiență pentru oaspeți. Nu doar că vei călători în cele mai atrăgătoare destinații, dar vei beneficia de un salariu atrăgător, călătorii la clasa 1, șederi gratuite în hoteluri de lux și toate cheltuielile acoperite în timpul fie cărui călătorii de afaceri. În plus, ai posibilitatea de a lua cu tine un însoțitor și de a explora destinația hotelului pe care îl vizitezi fără nicio preocupare financiară, relatează România TV .ro.